Toate că Dobrogea nu este la fel de populară ca alte zone turistice, locurile care se află aici sunt adevărat uimitoare. De călătorești prin această zonă, poți vizita peștera Limanu, care este cunoscută și sub numele de peștera Caracicola sau peștera la icoane. Acum, deși nu a fost întotdeauna așa, Dobrogea, pământul dintre ape, meleag profund românesc, găzduiește minuni din cele mai diverse domenii, spirituale și științifice, aproape la fiecare pas. Peștera Limanu, care are un labirint subteran impresionant, este aproape de Mangalia. Galeriile sale subterane au o lungime de 3,6 km, cu o zonă accesibilă în prezent de 150 de metri. Ea este de departe cea mai lungă peșteră din Dobrogea, cu o lungime de aproximativ 4.000 de metri. Ramificarea amețitoare a galeriilor este o altă anomalie. Proiectantul peșterii Limanu nu a avut în vedere o sistematizare, spre deosebire de majoritatea peșterilor, unde apele și-au croit galerii principale spre care converg galerii secundare, ca și cum străzile laterale ies în bulevarde într-un oraș. Aici nu se întâmplă așa. Veți înțelege de ce vizitatorii nepregătiți s-au rătăcit aici. Bătrânii din sat spun că tunelele acestei peșteri merg pe sub Dunăre, până la Varna, orașul bulgăresc. Se spune că dacii le-au folosit pentru a se ascunde și că zeul Zamoxis protejează și azi peștera până când strămoșii daci revin. Se pare că primii creștini s-au adăpostit aici, în căutarea unui loc de rugăciune. Înainte de a ajunge în peșteră, acum ceva vreme, erau niște pietre cu oameni sculptați, probabil de pe vremea dacilor, ceea ce a dus la numele de la icoane. Arheologul profesor Vasile Boroneanț spune pentru Financiarul, figurile astea au fost probabil făcute de mult, în vremea dacilor, poate ca un semn de recunoaștere pentru locul prin care se intra sub pământ, oricine știe din ce alte motive. Urmele unor altare, probabil ale preoților daci și un cap de om sculptat în calcar, sunt găsite în interiorul peșterii. O poveste veche îi sporește atracția. Este posibil ca peștera de la Limanu să fie Cheiris, caverna în care dacii din Dobrogea s-au ascuns de romani după moartea lui Burebista. Se întâmpla în jurul anilor 30 înainte de Hristos. În ciuda faptului că se află în apropierea lacurilor și a Mării Negre, zona este atât de ermetică, încât apa nu a putut pătrunde acolo. Ca urmare, nu găsiți stalactite sau stalagmite aici. Peștera Limanu este în prezent o zonă protejată și este deținută de Asociația GES, care își respectă scopul, dar se confruntă cu numeroase provocări. De exemplu, poarta metalică de 350 de kg care proteja intrarea a fost smulsă cu un taf și a fost vândută la fier vechi. Desenele rupestre, sculpturile de figuri de oameni și călăreți, simbolurile religioase creștine, literele sau cuvintele în caractere chirilice și majoritatea vestigiilor istorice au fost distruse ca urmare a vandalizărilor care au avut loc în ultimul timp. Aflată nu departe de bătrânul Calatis, într-un loc unde s-au întâlnit de mii de ani drumurile pescarilor cu ale corăbierilor, contrabandiștilor și neguțătorilor, peștera Limanu a căpătat un nim de legendă.
a fost refugiu în timpul unor atacuri, ascunzătoare pentru hoți, casă pentru pribegii, loc secret de practicare a unor ritualuri religioase, încă din neolitic, trecând prin antichitatea dacică, grecească, dacoromană, epoca medievală. Peștera Limanu prezintă și o deosebită importanță speologică. Ea este o peșteră freatică dezvoltată în calcare stratificate orizontal. Thank you.